so tough. And I'm gonna take you traveling the world. I go love you. Salutare tuturor! Astăzi am fost provocată de Vichy România să vă povestesc despre experiența mea cu acneea de-a lungul timpului, pentru că după cum bine știți, sau dacă nu știți ce sunteți noi aici, vă spun acum că ani de zile m-am luptat cu acneea și într-un fel, sinceră să fiu, încă mă mai lupt. Înainte de a vă povesti exact experiența mea, aș vrea să vă vorbesc despre expozom și sunt aproape sigură că nu știți ce este expozomul. Și eu am învățat mai multe despre expozom și ceea ce înseamnă în cadrul acestui proiect cu Vichy. Expozomul este alcătuit din toți factorii care ne influențează pielea. De la factori hormonali, de reglări hormonale și așa mai departe, factori externi precum soare, poluare, praf, stresul zilnic și așa mai departe și factori interni precum mâncare sănătoasă, hidratare și așa mai departe. Absolut tot, de la naștere până în ziua de astăzi, stilul nostru de viață, mediul în care trăim și factorii hormonali, cum funcționează organismul nostru din punct de vedere hormonal, ne afectează pielea și ne poate provoca acne, ne poate agrava acnea sau nu. Acesta este expozomul. Știind aceste lucruri și aflând mai multe despre expozom și citind mai multe informații despre expozom și ceea ce înseamnă și cum ne afectează pielea, cred că este primul pas către a înțelege cum funcționează organismul tău, primul pas către a înțelege ce are nevoie pielea ta și organismul tău pentru a se vindeca. Povestea mea cu acnea începe din școala generală relativ. Școală generală spre, da, cam școală generală spre liceu. Undeva la mijlocul școlii generale am început să am coșuri și acne. Vedeam, din păcate, foarte multe colege care nu aveau absolut nicio problemă cu pielea lor și eu tot începeam să am coșuri, îmi tot apăreau coșuri, nu știam ce să mai fac. Am fost dusă de mama la dermatolog, mi-au dat tratamente agresive care mi-o uscau pielea, îmi făceau acele teste dacă am nu știu ce fel de bacterie care îmi provoacă acne, îmi dădeau un tratament până când trecea acea bacterie, după care pielea mea tot așa era. Apoi am fost la tot felul de tratamente cosmetice și cosmeticiene care îmi scobeau pur și simplu fața și îmi făceau tot felul de tratamente. Toată lumea mi-a promis de-a lungul timpului că mă va vindeca. Adevărul este că am început să mă vindec undeva acum câțiva ani. Ăsta este adevărul. Pentru că eu am un ten gras cu tendință acneică, așa este el. Apoi am dereglări hormonale, din punct de vedere hormonal, așa reacționează organismul meu și am învățat că am aceste dereglări hormonale în sarcină. Pentru că în sarcină, în momentul în care am avut, practic, echilibrul hormonilor mei s-a schimbat, sau să zicem, de fapt aș spune că hormonii mei s-au echilibrat în sarcină, am avut o piele absolut impecabilă. Impecabilă, n-am avut nevoie de nimic, nu aveam nevoie nici măcar de fond de ten. Evident, rămăsesem cu semnele și gropile și petele pe care le aveam din cauza acnei, dar nu aveam erupții noi, absolut deloc, toată sarcina. Am avut cea mai frumoasă piele din viața mea în sarcină. Apoi, evident, când după ce am născut, ușor, ușor, starea mea hormonală a revenit la normalul pe care ea îl știe și din nou am început să am erupții. Într-adevăr, în liceu, erupțiile erau cele mai urâte și mi-au afectat foarte mult încrederea în sine, mi-au afectat foarte mult felul în care mă priveam, nu mă consideram frumoasă, tot timpul voiam să mă ascund sub machiaj, tot timpul am considerat că nu am o față frumoasă și mi-a fost foarte greu să ajung în punctul în care să realizez că sunt frumoasă. Eu mereu, mereu, toată adolescența mea am considerat că nu sunt frumoasă. Și uitându-mă la mine în oglindă, chiar nu pot să zic că nu sunt o femeie frumoasă.
Dar am considerat că nu sunt frumoasă și mă consideram de-a dreptul urâtă. Unii colegi râdeau de fața mea și îmi spuneau că sunt buboasă și așa mai departe și evident că toate lucrurile astea mă afectau. Am încercat de-a lungul timpului, v-am zis, tot felul de tratamente, foarte, foarte multe, tot mai agresive, care nu au făcut decât să-mi înrăutățească starea în timp, pentru că un ten acneic are nevoie de o îngrijire specifică, are nevoie de o îngrijire, da, are nevoie de anumite ingrediente care să te ajute să lupți împotriva acestor erupții și împotriva semnelor și să-ți crească calitatea pielii, dar în același timp să îți și hidrateze corect tenul, pentru că era așa un cerc vicios. Eu aveam un ten gras cu tendința acneică, porii mei se blocau și automat mi apăreau tot felul de erupții. Apoi, eu folosind produse extraordinar de agresive cu tenul meu, deci nu vreți să știți că la mine nici nu exista noțiunea de hidratare. Totul era să usuce, să usuce, să usuce, să usuce, să usture și să usuce. Dar cu cât ustura mai tare, cu atât era mai bine, eram sigură că omor acolo tot. Ceea ce m-a adus în situația de a avea un ten gras cu tendința acneică deshidratat. Am mai adăugat o problemă. Și, într-adevăr, pentru că eu aveam tenul deshidratat, automat tenul încerca să compenseze acea deshidratare producând și mai mult sebum. Și până am învățat eu și am ajuns eu să înțeleg cum funcționează pielea și să înțeleg ce are nevoie tenul meu, a durat ceva. Acum pot să zic că tenul meu în continuare are tendința acneică, în continuare se luptă, ca să zic așa, cu mici erupții, nu mai sunt atât de dese și nu mai sunt atât de rele ca înainte, dar pentru a ține sub control tenul meu am nevoie de produse specifice, ingrediente specifice care să îl ajute. După cum vă spuneam, acest videoclip este sponsorizat de cei de la Vichy și este sponsorizat mai exact, ca să zic așa, de gama Normaderm Phyto Solution. Este gama lor pentru ten gras cu tendința acneică, este o gamă care nu este agresivă cu tenul. Eu am încercat această gamă, am aici gelul și crema dublu corectoare. Am încercat această gamă și acum, cred că un an și ceva, am făcut un test în care am folosit o lună de zile, doar aceste două produse dimineața și seara. Și am avut rezultate foarte bune cu ea, de aceea în continuare aceste produse încă se află în rutina mea de skincare. Puteți să vedeți materialele și de atunci despre aceste produse, puteți să vedeți și materialele de acum pe care le-am tot făcut cu aceste produse. Avem în gama Normaderm Phyto Solution, avem acest gel de curățare purifiant, care curăță în profunzime pielea, dar în același timp este blând cu ea și trebuie să vă spun că ador acest gel. Am terminat, cred că deja vreo două sticluțe din acest gel. În primul rând, are o senzație foarte fresh. Foarte, foarte fresh. Apoi, exact cum spuneam, este blând cu pielea și nu simt că îmi usucă tenul, dar în același timp îl simt curat. Pasul 2 în rutina Normaderm Phyto Solution este această cremă dublu corectoare, zice Double Correction Daily Care. Este o cremă care luptă împotriva acnei, împotriva semnelor și îmbunătățește calitatea pielii. Această cremă conține 2% acid salicilic, care este un ingredient dovedit ca fiind foarte eficient împotriva acnei. Crema reduce imperfecțiunile, coșuri, cum sunt coșurile și erupțiile, reduce excesul de sebum și într-adevăr o face, adică îți echilibrează tenul, dar în același timp și îmbunătățește calitatea pielii pentru că conține și acid hialuronic care îți hidratează pielea, plus alte ingrediente care ajută la regenerarea pielii. O ajută să se echilibreze și să se vindece singură. Și pot să zic că am simțit chestia asta și simt chestia asta, plus că am primit feedback și din partea voastră pe Instagram și mi-ați spus că folosiți aceste produse și că vă plac foarte mult și că într-adevăr vedeți rezultate cu ele, ceea ce mă bucură foarte, foarte tare. Ce mai pot să vă zic legat de, ca să zic așa, experiența mea cu acnea este că am rămas și cu foarte, foarte multe semne pe față și pete, pentru că după fiecare erupție rămâneam cu o pată. Și acum rămân cu pete, dar petele țin mult mai puțin pentru că știu cum să îngrijesc corect erupțiile și cum să-mi îngrijesc corect pielea în așa fel încât acele pete să nu persiste și să nu mă țină cât
câțiva ani. Aveam, la un moment dat, după unele coșuri pete și după un an de zile, o pată roșie maronie în acea zonă și vă dați seama că îmi afecta foarte, foarte tare încrederea în sine. Nu mai vorbim de semne cum ar fi gropi în față, încă am astfel de gropi. Evident, am făcut tot felul de intervenții care ușor, ușor să-mi aducă pielea la un... să fie cumva mai nivelată, dar este o luptă continuă. Să ai un ten gras cu tendința acneică este o luptă continuă și tocmai de aceea vreau să vorbesc foarte, foarte mult și despre următorul pas în îngrijire și anume protecția solară. Am aici crema de la Vichy Capital Soleil cu SPF 50. Este o cremă specială concepută, este matifiantă, concepută pentru tenul gras și vă recomand să vă căutați un SPF bun și conceput pentru un ten gras, pentru că altfel riscați să vă blocați porii și din nou intervine acel cerc vicios în care voi vă blocați porii, după aceea porii, anumiți pori sau anumite puncte negre se inflamează și apar coșurile și erupțiile. Așa că folosiți un SPF, neapărat SPF 50 în fiecare zi, dar care să fie potrivit tenului acneic sau tenului gras. De ce zic asta? Toate petele care rămân după un coș, ajung să fie intensificate de către soare. Știu că exista acel mit că dacă te duci și stai la soare, ți se usucă coșurile. Da, se usucă pentru că sunt arse de soare, dar în același timp rămâi cu pete și cu semne. Așa că nu riscați chestia asta și vă zic din proprie experiență că nu ar fi bine să faceți acest lucru și că este foarte, foarte important să folosiți SPF și să vă protejați pielea corespunzător. Așa ca și concluzie, a fost greu și un proces greu să înțeleg că este normal să am acest tip de ten. A fost foarte greu să înțeleg și a fost greu să văd părțile bune ale acestui tip de ten. Pentru că în adolescență tot ce vedeam era că sunt urâtă, că nu sunt frumoasă, că nu am pielea frumoasă, că sunt plină de bube, că toată lumea îmi vede bubele, că toată lumea îmi observă bubele, mi-era frică să fiu demachiată, mi-era frică să mă vadă un băiat de care îmi plăcea demachiată și așa mai departe. Chestiile astea chiar te afectează și ți afectează sănătatea mentală și ți afectează calitatea vieții. În momentul în care am început să înțeleg că nimeni nu este perfect și că dacă ai pielea frumoasă, poți să ai alte probleme, n-ai părul des, sau ai nasul mare, sau ai buzele subțiri, sau nu știu. Toată lumea are probleme, toată lumea are ceva cu care nu este neapărat mulțumit, dar căutăm soluții tot timpul, găsim soluții, le punem în aplicare și mai ales cred că este important să înțelegem că lucrurile astea cu adevărat nu contează. Nu ne schimbă pe noi ca oameni că avem tenul gras sau tenul acneic, nu ne face mai proști, mai nedemni de iubirea cuiva, nedemni de respectul cuiva, nu o să ne împiedice să avem o carieră frumoasă, nu o să ne împiedice să avem o familie frumoasă, nu o să ne împiedice să ne găsim persoana iubită și așa mai departe. Și în momentul în care înțelegem aceste lucruri, o să și găsim soluții, o să avem răbdarea necesară ca acele soluții să funcționeze în timp și o să ținem sub control acest lucru. De exemplu, eu am început să privesc tenul meu gras cu tendința acneică ca pe un noroc, pentru că, în general, tenurile grase, mai ales dacă avem grijă de ele, nu fac riduri și îmbătrânesc mai greu. Așa că am văzut partea bună a lucrurilor. Nu o să mă stresez cu ridurile. Un ten uscat sau un ten normal se va stresa mai mult ca mine. Așa că fiecare tip de ten are stresurile lui, are problemele lui, dar pentru fiecare, în același timp, astăzi există soluții, există produse, există tehnologii, așa că vă rog din suflet, nu vă lăsați afectați de chestia asta și vă zic că știu cum este să fii afectat de acne și cum este să-ți fie afectată încrederea în sine. Credeți-mă, există soluții. Întrebați-mă, întrebați specialiști, întrebați oamenii din jurul vostru. Mereu există soluții care să vi se potrivească. Și încercați să fiți mai cu zâmbetul pe buze și să înțelegeți că
Întotdeauna există și o parte bună a lucrurilor, ca de exemplu faza cu ridurile și cu îmbătrânirea. Și învățați că nu asta vă definește. Pe mine nu mă definește tenul meu gras, este doar o parte din mine. Erupțiile pe care le am din când în când, ok, am o zi în care am un coș. Așa și tot am păr frumos, tot am ochi frumoși, tot am un suflet frumos, tot sunt o persoană pozitivă, tot sunt de succes. Nu schimbă cu nimic. Așa că încercați să fiți mai blânde cu voi, aveți în același timp grijă de voi și găsiți produsele care să funcționeze pentru voi. Vă recomand să le încercați, o să vedeți că veți avea rezultate cu ele și o să vă las și un link în descriere către o ofertă a celor de la Vichy împreună cu Farmacia Tei la oricare două produse comandate din gama Normaderm Phyto Solution. Aveți livrare gratuită la Farmacia Tei. O să vă las oricum linkul în descriere, o să vă las linkuri și către produse și dacă aveți orice fel de întrebare, vă rog frumos să-mi scrieți, sunt aici să vă răspund. Nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram, Laura Mușuraia, unde puteți să vedeți și celelalte materiale cu aceste produse și să aflați mai multe informații și desigur să mă urmăriți pe YouTube, să-mi dați subscribe dacă nu ați făcut-o deja și ne vedem miercuri cu un nou clip.